Continuăm să trecem împreună prin Evanghelia după Matei și vom privi astăzi în capitolul 16. Înainte de a merge cu lucrarea mai departe, Iisus vrea să clarifice două lucruri ucenicilor săi. Cine este El și ce urmează să facă El. Și la fel, El vrea să ne clarifice și pe noi. Fariseii și saducheii cereau insistent Domnului un semn din ceruri, dar nu ca să creadă, ci doar să-L ispitească. Cu îndrăzneală, El le răspunde: fățarnicilor, vă pricepe să spuneți cum va fi vremea, dar semnele vremurilor nu le recunoașteți. Problema era că ei nu acceptau semnele lui. Îl socoteau pe Iisus un fals Mesia. Mulțimile credeau că el era fie Ioan Botezătorul, fie Ilie sau Ieremia. După ce își atenționează ucenicii să se păzească de învățătura fariseilor și saducheilor, Iisus îi întreabă: cine zic oamenii că sunt eu? Și la fel întreabă și azi. Iisus este cea mai controversată persoană care a trăit vreodată. Unii vor zice: da, Iisus a fost un mare om și învățător. Alții îl vor socoti ca pe un profet respectabil, cel mai mare din istorie. Dar Simon Petru a sintetizat totul în formula: tu ești Hristosul, adică Mesia, cel profețit din Vechiul Testament, Fiul Dumnezeului Celui Viu. E cea mai simplă, frumoasă și adevărată declarație făcută vreodată despre El. Acesta a fost Iisus. Toate acestea s-au confirmat în El. Doar Duhul Sfânt ne poate arăta cine este cu adevărat Iisus. Numai Duhul ne conduce în tot adevărul despre Hristos Domnul. Apoi, pentru prima dată, Iisus introduce ideea de biserică, afirmând că El își va clădi biserica sa pe temelia adevărului despre cine este El cu adevărat și va da cheile împărăției cerurilor celor care vor face aceeași mărturisire ca Petru, celor care îl acceptă pe Hristos ca Mântuitor. Odată misiunea sa enunțată, Iisus le spune ucenicilor, pentru prima dată, că El era hotărât să meargă la Ierusalim, unde va muri pentru păcatele omenirii. Petru aproape că îl mustră: dar tu ești Mesia, nu poți să te lași crucificat. Iisus își dă seama că Satan era în spatele acestor cuvinte, pentru că El îi face pe oameni să nu creadă că Iisus a murit pe cruce pentru păcatele noastre, că a fost îngropat și că a înviat a treia zi dintre cei morți. Înțelegându-le confuzia, Domnul Iisus îi invită apoi pe ei și pe toți cei ce îl vor urma să se lepede de sine și să-și ia propria cruce. Scrie în Matei 16, versetul 24. Nu trebuie să luăm crucea lui Iisus, ci pe a noastră. Crucea purtată de dragul lui Iisus înseamnă să fii gata să plătești prețul urmării Domnului. Crucea înseamnă să suferi pentru că-L iubești și pentru că-L urmezi pe El. Ucenicii Lui își asumă riscurile umblării ca El și cu El. Dispreț abuzuri, nedreptate, inclusiv riscul de a-și pierde viața. Dar și opusul este de asemenea adevărat. La a doua venire a lui Iisus, toate datoriile noastre vor fi achitate și fiecare își va primi răsplata cuvenită, nu după estimările noastre sau ale altora, ci după dreapta sa măsură. Data viitoare aflăm cine e alături de Iisus.